România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Prieteni, i-ați auzit pe domnii de la PNL și PSD cum se ceartă pe viitoarele taxe? Bănuiesc că da. Credeți că au vreo idee, vreo viziune salvatoare și de asta se ceartă? Adică o să fie ceva minunat? Răspunsul simplu este nu. În fapt, s-a terminat ce era în pușculiță. V-am anunțat de săptămâna trecută că rezerva valutară este la cel mai mic nivel din ultimii ani, puțin peste 3 miliarde de euro. Cu alte 3 am mâncat timp, sau de fapt am cumpărat timp. România nu mai are bani și de aici ciorovaia la asta. Da, avem bani europeni, dar să vezi că cu aceea chiar trebuie să facem ceva treabă. Dar în rest, trăim din împrumuturi, din inflație, da, din inflație trăiește statul, și din ce mai avem în sertăraș. De ce? Pentru că de ani buni refuzăm să vedem adevărul. Sprijinim un sistem putred de pensii și un stat uriaș pe care, dacă avem ocazia, îl și furăm. Așa am ajuns astăzi la discuția nouă despre taxe. Ați remarcat cum s-a pus problema? Păi, să vedem cum aranjăm să vină și mai mulți bani. Știu, evaziunea fiscală nu o putem opri pentru că, na, oprim banii la partid, nu putem opri camioanele cu țigări, legumele care intră fără acte, externalizarea mincinoasă a profitului, aici nu o să umblăm. Și atunci ce să facem? Păi să vedem ideile și să le punem în dezbatere, ideile conducerii României. Prima vine de la domnul Căciu, fiți atenți, ministrul de finanțe, ele, Căciu, da? Domnul Căciu, ministrul de finanțe. El spune că trebuie taxați bogații. Bogații însemnând oamenii cu mai multe case și mai multe mașini. Sincer să vă spun, cam sunt de acord cu el. Câtă vreme impozitul pe venit este de 10%, iar o micro-întreprindere de 1 milion de euro este taxată cu 1 sau 3%, eu sunt de acord cu plata unor impozite mai mari și mai multe pe case și pe mai multe mașini, în mod evident. Domnul Ciolacu spune că susține și el treaba asta, că e măsură social-democrată, el așa știe să explice. Dar mai face ceva domnul Ciolacu, pune și un dușman în ecuație și zice cota unică, că e perimată și ar trebui schimbată, că nici nu mai e cotă unică și că oricum și-a atins capătul vieții. Da, dar de ce uită mereu domnul președinte Ciolacu este că statul român compensează cota unică cu o uriașă taxare a muncii. Astfel, chiar dacă dai 10% din salariu, statul te arde până pe la vreo 7-6% prin CASE. Știți bine povestea cum face. Și de-abia aici apare în ecuație și PNL-ul. Domnul Cîțu este specialistul în problemă și el știe că partidul lui va fi pulverizat dacă se atinge cineva vreodată de cota unică. Așa că el propune o măsură tocmai pe dos față de cea a PSD. Rămâne cota unică, dar să tăiem din CASE. Asta chiar ar pune niște bani în buzunarele oamenilor. Și mai vrea domnul Cîțu reducerea TVA ca să stăpânim inflația, adică jos cu TVA-ul. Bun, ok, de acord. Atât de mari sunt diferențele dintre aceste propuneri, încât mi-e teamă că nimic nu se va întâmpla. Iar problema nu va fi rezolvată câtă vreme nu ieșim din minciună. Iar adevărul arată așa. Să-l repetăm ca să-l înțelegem. Statul nu vrea să aducă evaziunea fiscală în cote responsabile, nicio parte din populație. Statul nu vrea să-și restructureze cheltuielile ca să nu strice rețeaua de partid. Impozitele pe venit sunt mici în România, dar munca te costă de te rupe. Iar asta e o povară pentru săraci, nu pentru bogați. Ca să rezolvăm toate astea, trebuie să vorbim. Așadar, încotro ne îndreptăm. 0372069599. 0372069599. Ce propunere ai tu către mai mari zilei? Ce taxă ar trebui modificată cu prioritate? Dom'le, cât e o taxă cinstită pe muncă? Și cum zice cetățeanul Marcel Ciolacu, și-a atins cota unică această capacitate de a face bine, poate nu mai poate nici ea să genereze capacitate bine. Hai să vedem din tot ce am pus pe masă, ce-o fi bine, ce-o fi rău, ce așteptați de la oamenii ăștia, cum facem că până la urmă trebuie să trăim cu toții bine și echilibrat, nu? România în direct este și pe Facebook, mă uit și acolo printre mesaje, sper să reușesc să citesc dintre ele.
Dar ne auzim la radio chiar acum, iar primul care vorbește este Zoli. Salutare, Zoli! Bună ziua, salutare! Mă ascult de mulți, mulți ani și mă face plăcere să intru în direct și mi-ați luat gura din gură vorba. Care? Ia să vedem. Exact aceste lucruri aș fi vrut să punctez și eu. Că în momentul în care auzim că eficiența de încasare a taxelor a ANAF-ului este undeva 30 ceva la sută, atunci e absolut normal să nu aibă statul bani. De ce nu se eficientizează încasările impozitelor decât să se scoată alte impozite noi și noi? Eu pus pe câmpul muncii de 27 de ani și am văzut multe în timpul acesta și exact de aceea aș vrea să văd ceva îmbunătățiri la încasarea taxelor decât să apară taxe noi și noi, că dacă stăm și ne gândim că un salariu de 1000 de lei acum 10 ani cât valora de fapt și cât valorează de fapt astăzi, atunci ne punem întrebarea, până când se mai poate? Fii atent! România strânge din taxe și impozite cu ajutorul ANAF 26% din PIB. Ăsta e cel mai mic procent pe care îl are vreo țară din zona asta. Mai mic e în Irlanda, dar acolo e o excepție, că știi că sunt firmele alea mari, gen Google și Facebook, care își declară veniturile acolo și e o chestiune mai complicată. Dar în rest, să știi că lumea ajunge și la 45%. Asta e în Franța, Belgia 43%, Danemarca, nu mai știu, 46%. Vezi diferența? Adică oamenii aia chiar strâng impozitele și după aia vin și cu niște taxe mari. Aici, domnule, nici nu strângem impozitele, dar, sincer să zic, impozitul pe venit e și mic. Adică toată lumea trece pe lângă chestiunea asta, nu? Așa ar fi corect, dacă am calculat doar partea acesta. Numai că în momentul în care, pe lângă impozitul pe venit, mai avem 11.000 de contribuții pe lângă, care, așa cum ați punctat mai înainte, că aproximativ 76% din venitul unui om muncitor ajunge la stat, da, atunci întrebarea este, cât mai dorește statul? Statul are nevoie de bani. Spune-mi tu de unde se ia. Uite, acum, în afară de, să zicem că îmbunătățește colectarea fiscală, mai este necesar vreun bir pe noi? Eu zic că nu este necesar încă un bir peste ceea ce este. Și cheltuirea acestor bani un pic mai bine. Da. Ar fi bine să fie așa. Îți mulțumesc tare mult, Zoli. Cu cheltuirea o să fie mereu o problemă. Hai să spunem adevărul. Deci câtă vreme statul nu se va restructura, tot cei mici, onești și muncitori, oameni ca Zoli, care aleargă pentru 1000 aia de euro ca să dea încă aproape 1000 de euro, tot ei vor fi taxați, că e cel mai simplu. Atât poate statul român. El nu reușește să oprească evaziunea aia fiscală la țigări, la legume, la ce mai e, știți voi, 1000 de moduri mult mai bine ca mine. Statul nu poate să tragă o frână acolo. Dar când îl prinde pe Zoli poate să-l prindă. Are Zoli două mașini? Pac, l-a luat. Are Zoli două case? Casă și apartament, că și-a făcut, că a vrut să trăiască mai bine. Pac, l-a luat. E bogat. Vedeți, nu e social-democrația asta, dar tot pentru pitici, cum ar veni. Marian, salutare! Avem multe propuneri pe masă. Ce trebuie să modifice în viitorul cod fiscal? Vă salut și o să intru direct în subiect, să nu risipim timpul, aiurea. Ia. Deci, ar fi una dintre variantele care cred eu că ar fi echitabilă. Cu cât stai mai mult de salarii minim sau cu cât ponderea salariului e mai mic, cu atâta impozitul este mai mare pentru companie. Asta ar fi o variantă care ar echilibra oarecum balanța.
și cu o justificare corectă din partea statului, care ar putea să spune, domnule, cu cât omul ăsta trăiește mai prost, cu atâta o să mi-l lași în grija mea mai devreme, cu atâta eu voi cheltui mai mult cu el, ca să-l... Stai un pic. Deci tu zici, cu cât câștigă omul mai prost, impozitul plătit de companie să fie mai mare? Corect. Păi da, asta e. Bun, hai, care sunt mai multe lucruri aici. Eu înțeleg, e un pic de logică în viață. Adică nu vrei să-l plătești bine, îmi dai mie bani la stat că, ca să-i compensez eu, îi dau eu în viață. Adică asta ar fi o taxă suplimentară pentru angajator, propui tu. Pentru că de fapt știi cum e acum noi. Doar ajustarea taxei. Că taxa este aceeași. E vorba de impozit, nu trebuie o altă taxă. Bine, doar că impozitul să nu mai fie fix de 16% și să crească 17, 18, 20, 25, 50, în funcție de cât reprezintă cota de salarii din venitul tău. Aha. Păi și cum, nene? Eu dacă am salariu mai mare, vrei să plătească compania mai puțin pentru mine? Adică, da, pentru că, na, să descurc omul de unul singur? Păi da, dar plătește oricum mai mult din pe salariu. Da. Am înțeles. E nouă pe perspectivă. În general, statele procedează tocmai pe dos. Dom'le, are omul salariu mic, plătește mai puțin, ăla cu salariu mai mare plătește mai mult. Dar tu o privești doar din perspectiva angajatorului, să le spunem oamenilor chestiunea asta. Adică, tu și spui, dom'le, angajatorul, dar știi că acum salariile brute sunt la noi. Adică, plătește un salariu... Dar mai iarăși o diversificare a impozitului în funcție de ce faci? Adică produci ceva, e ok, plătești un impozit, știu eu, 16%, ai venit cu marfa de la tine, ți-ai înșirat-o pe tarabă, o vinzi și doar ne iei banii, atunci nu mai poți plătești tot 16%, plătești 20%. Am înțeles. Să știi că asta e așa ca pe vremea lui Lenin, că acolo trebuia societatea să producă ceva. Jumate din economia noastră este alcătuită din servicii, iar în economia europeană ponderea se duce la 70%. Știi ce înseamnă? Exact asta spun ei, că țin impozitul ăsta mic de 60%, ca să nu plece investitorii, să nu facă să treacă. Dar eu nu-i văd unde sunt investitorii. Că... Sunt. Aici n-ar trebui să ne... Marian, o să iau în calcul această idee când o să prind aici un specialist în impozitare, chiar o să văd ce gând are despre chestiunea asta. Mulțumesc tare mult! Știți care e povestea? În România sunt investitori. Nu mai avem IMGB-uri, da? Adică pentru cei care sunt nostalgici, dar avem un produs intern brut de câteva ori mai mare decât în 1989, adică trăim mult mai bine în țara asta, din punctul ăsta de vedere. Sunt o grămadă de companii, nu mai avem poate locuri cu 10, 12, 15 mii de oameni angajați să iasă, sau câte un oraș dependent de treaba asta. Dar sunt o grămadă de companii care fac subansamble, care fac mașini, care fac tot felul de produse care sunt exportate sau sunt aici. Nu mai putem să comparăm lucrurile. Și investitori vor fi în România, oameni buni, pentru că regimul de taxare în general pentru companiile mici în România este cel mai bun din Europa. Nu există nicăieri să plătești 1% sau 3% funcție de numărul angajaților până la cifră de afaceri de 1 milion de euro. Nu există. Ăsta e un cadou pe care statul român l-a făcut oamenilor de aici care vor să facă afaceri extraordinar. Adică să fim foarte sinceri. I-a rupt cu taxarea pe muncă. Ai angajat un om, l-ai rupt. Dar dacă vrea să facă afaceri aici, cu 1% se descurcă minunat. Ionela, salutare, bine ai venit la noi. Ai auzit propunerile mai marilor zilei? Unde umblăm? Salut! 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 Bună ziua tuturor! Sunt interesante perspectivele de până acum, dar întrebarea ta de fond, eu rețin că este care ar fi o taxare onestă. Mie discuțiile noastre de până acum nu mi se par tocmai oneste. Uite, chiar și expunerea asta că 1% este un cadou, că este o minune. 1% este să încurajezi micile întreprinderi sau întreprinderile care au cifre de afaceri până într-un milion, cum zici tu, să-și desfășoară o activitate în România. Ori vezi tu că nu e singura taxă care se aplică unei companii. În momentul în care ajungi să faci o cifră de afaceri de până la un milion,
De regulă ai și niște salariați și la salariați ai niște taxe destul de măricele. Dacă vrei să scoți banii din compania respectivă, mai ai și un impozit pe dividende. Mai ai și un CSS care ți se aplică acolo. Deci nu e o singură taxă. Este o discuție care se duce într-o direcție puțin incorrectă din punctul meu de vedere. Normal că îți vrei și banii de acolo, dar să mă ierte Dumnezeu, 1% este paradis fiscal, adică 1% pentru mine. Mai sunt și alte cazuri și mai sunt și alte situații. Aici, dar, la noi, în Europa? Se compensează, asta vreau să spun. Există un echilibru între impozitul pe cifra de afaceri și impozitul care se aplică asupra forței de muncă mare în România, totuși. Da, 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 da. Știi cum e? Că tu ai 1% dacă ai un angajat și, nu știu, de la 3 angajați, că sunt companii care fac 1 milion de euro cu 3 angajați și au 3%. Deci cu 3 angajați, nu știu dacă îi plătești cu câteva zeci de mii de euro, ca să zici că i-am... Da, mă rog, în fine, e un echilibru aici. Da, există niște studii pe partea asta și există un echilibru la un moment dat. Dar revenind la întrebarea asta cu impozitarea onestă, cred eu că variantele care mi se dau la ora actuală sunt puțin incomplete, în sensul că arătăm cu degetul într-o direcție de unde să colectăm, dar în continuare nu arătăm cu degetul și în direcția de a colecta de la cei care iau mai mult decât au contribuit. Fiscalitatea e un principiu al proporționalității, care la noi în România nu se respectă. Explică-mi asta, adică dă-mi un exemplu ca să înțeleagă toată lumea. Pensiile, așa cum ai început în discursul de la începutul emisiunii, este un exemplu foarte greitor în sensul acesta. Atâta timp cât există aceste pensii speciale, atâta timp cât există niște sume foarte mari care se dau fără să se țină cont de acel principiu al contributivității, cât au contribuit oamenii respectiv cu impozite și taxe pentru constituirea fondului de pensie și cât iau ei, de fapt, fără să se țină cont de ceea ce au contribuit, duce la acest dezechilibru. Da? Deci ei iau niște venituri mult mai mari decât aveau dreptul să ia în funcție de ce venituri au avut, de salariile. De acord cu tine. Aici este o inechitate cumplită, făcută pe pâine și pe șerții. Inechitatea aceasta, de exemplu, ar putea să fie o sursă de impunere. Adică să le impozitezi pensiile. Asta e o idee pe care a enunțat-o aseară Marcel Ciolacu, cred că la Digi24 era, când a spus că eu cred că această situație cu pensiile ultra mari, speciale, poate fi rezolvată prin impozitare. Deci tu spui da, că... dar el se referea, de regulă, din ce am reținut eu, cel puțin din discuția lui, la pensii în general, nu neapărat la cele mari speciale, pentru că cele mari speciale cumva știu că au fost acceptate și susținute chiar de partidul. Da, în mod evident, eu l-au inventat. Culoare, da. Dar spune-mi, cum s-ar putea face legal asta? Adică ce să faci? Că în România e cotă unică. Îi pui cât să iei? 10% și pensionarului care are 100 de milioane, nu? Și cred că deja se întâmplă asta, nu? Adică cum există ai putea să... niște posibilități de impunere a unor taxe în funcție de niște praguri. Adică cotă progresivă. Da. Nu neapărat progresivă, nu neapărat cotă progresivă. Și la ora actuală există o modalitate de impunere a veniturilor din pensii care exced o sumă de, să zicem. Impunerea respectivă ar putea să fie diferențiată. Se poate pune o taxă nouă acolo, dacă mă întreb pe mine, nu neapărat o taxă progresivă. Dar mie ăla mi se pare un lux. Să ai un venit mult mai mare decât ceea ce ai contribuit, aia, uite, poate fi o taxă de lux. Ok, super. Va fi acceptată de Curtea Constituțională? Păi aici mergem cu discuția spre această taxă de lux, cum este numită în presă, și pentru cei cu mai multe proprietăți și mai multe locuințe. Iarăși, aici gândirea este tot socială, așa puțin spre ce au și, mi se pare mie, așa o opinie perfect sinceră și directă.
Hai să mergem la ăla care are un venit puțin mai mare și care și-a permis să cumpere o casă și o mașină în plus și să-i luăm lor la banii că, uite, și-a permis să aibă ceva în plus. Dar nu ne gândim la faptul că totuși omul a muncit ca să-și ia cei bani în plus. Luând o construcție nouă, tu încurajezi niște constructori să construiască în continuare, încurajezi să există o forță de muncă în domeniul construcțiilor în România care este așa într-o direcția bătăii vânturilor, ca să zic așa, forța de muncă migrează foarte mult de la noi și ce rămâne, trebuie susținut și încurajat să rămână. Să nu mai zic, când ai niște apartamente în plus, mai ai niște cheltuieli cu niște elemente de mobilier, mai ai niște diverse alte cheltuieli cu niște întrețineri, mai generezi niște posibilități de a cumpăra de la oameni. Deci, practic, mai multe apartamente încurajează puțin un mediu de investire în diverse sectoare de activitate. Înțeleg. Dacă, să zicem, că obții venituri din chirii, mai ai și un impozit din chirie, ori o suprataxare în direcția asta, eu cred că iarăși va duce la niște dezechilibre. Da, eu rețin ideea asta, asta e singura, îți mulțumesc tare mult, Ionela, foarte interesantă discuția. În realitate, discuția asta este despre singura taxă care s-ar putea concretiza. Eu cred că dacă ambele partide vor cădea de acord asupra ceva cu totalitate, este exact această chestiune de taxare a unor imobile într-o anumită măsură. Hai să vedem în care măsură și a unor mașini. Asta cu mașinile va fi cerută și de primari care vor să descurajeze intrările de mașini la ei în localitate. 0372069599, cum arată taxarea onestă în România? Claudiu, salutare, bine ai venit la România în direct. Salutare. Aș vrea să nu deviez discuția foarte mult, pentru că să deschidem discuții cum s-au deschis despre pensii și alte lucruri, fiecare dintre ele sunt subiect pentru zeci de emisiuni, luând istoria ultimilor 30 de ani și realitatea din zilele noastre. Așa că legat de taxarea, efectiv, de taxarea onestă, așa cum ai propus-o tu, ca discuție, eu aș avea, să spunem, un ușor mic alt punct de vedere. Taxarea, oricât de onestă ni se pare sau nu ni se pare nouă, ea trebuie pusă în contextul general al funcționării instituțiilor statului, a modului în care toate aceste taxe se întorc către cel care plătește, ceea ce... În acest moment, România este o țară absolut minunată, este extraordinară, trăim foarte bine în ea, să nu ai nevoie de autoritățile statului, fie că este vorba de asistență medicală, poliție, justiție sau administrație. Știi ce spune un stat deștept aici? Zice, da, dar și așa plătești taxe puține. Este foarte adevărat, însă, treptat, în această, haide să spunem, ușoară nebunie care începe să... S-a generalizat și se adâncește de la an la an, cu lipsă de perspectivă în toate sectoarele în care se știa și acum 25 de ani că pe linia pe care se pornise nu vor mai fi oameni care să plătească contribuții din care să poți să susții pensii și vei pierde un echilibru. Toate aceste lucruri se știau, mers înainte din motive mult dezbătute și în emisiunea ta și în alte emisiuni. Problema principală este ce se întâmplă cu aceste taxe, pentru că dacă ele, menționai și la începutul emisiunii, în condițiile în care ai lipsă de investiții, ai un aparat de stat care este supraîncărcat și care se trăiește și se descarcă practic venituri din activitatea unor firme private, care ghici ce... Dintre cele care contribuie la bugetul de stat pentru că se ajung să plătească taxe și impozite, care este proporția între cei mari și firmele mici și oamenii care își plătesc taxele și impozite și salariații care nu au un cotroc? Dă-mi o soluție aici la ce spui. Această imagine este... Da, din păcate, soluția, în primul rând, perspectiva este sumbră și o văd ca...
om care funcționează în sistemul privat din 1991 și sunt independent și pe picioarele mele, perspectiva cea mai alarmantă care ar trebui să fie de natură să îngrijoreze, să schimbă lucrurile, este viteza cu care tinerii aleg să plece din țară. Da. Începând de la studii, ceea ce este o oportunitate absolut minunată, pe care eu, de exemplu, nu am avut-o, dar ulterior văd ce înseamnă o societate echilibrată din punct de vedere, să spunem așa, taxare, muncă, siguranța zilei, predictibilitate și cum sunt ajutați de societate. Și din păcate, nu cred că vreo taxă sau modificarea unei taxe în momentul ăsta va rezolva altceva decât câteva probleme de buget. Exact. Pentru anul în curs sau pentru anul viitor sau pentru următorii 2 ani și nimic mai mult. Ea doar va petici, mulțumesc Claudiu, va petici o sărăcie, dar ce are de învățat România este că trebuie să-și recupereze forța de muncă, trebuie să investească masiv, trebuie să sprijine mediul privat ca țara împreună să devină mai bogată. Pentru că dacă faci aici afaceri foarte mari și foarte bune, nu se te mai doar atât de tare că la un moment dat dai 10% plus 25% plus nu știu cât și faci 7-6% pe muncă acolo. Pentru că dacă ai de muncă și salariile cresc de la sine, că există muncă, că avem un model de afaceri, că înflorim, atunci taxele astea nu vor mai fi atât de dureroase. Ori statul român nu-ți dă model de dezvoltare astăzi, asta spune Claudiu, dar în schimb îți dă model de taxare și zice, băi, ia ne mai învârtim prin sărăcia asta, hai să vedem cum taxăm ce mai e pe aici. Dar nu e neapărat nevoie de taxare. Schimbați modelul de dezvoltare și opriți inechitățile, prieteni, și diversele excepții, milioanele de excepții care sunt create prin codul fiscal la taxare. Acolo aveți, de fapt, mari probleme. Cum în România un grup de interese pune mâna pe un telefon sau a făcut lobby pe o anumită zonă, pac să vede câte o gaură la buget. Opriți chestiunea asta și acolo se rezolvă. Ion, salutare, bine ai venit la România în direct. Să avem multe taxe. Pentru cine nu ne-a auzit de la început așa, a venit PSD și PNL, au zis, bă, am face aici cu casele, am face cu TVA, am face cu cota unică, am face tot. Ce să facă, de fapt? Bună ziua! Vă sun din două perspective, una de angajator și a doua de tată de copii, pe care mânghirimea de rigoare i-a expediat în Danemarca, datorită învățământului prost din România. Ca angajator, să știți că și acum, la 30 de ani de la Revoluție, mai bine oameni care îți propun ție ca angajator să lucrezi cu ei la plic. Deci, ca și principiu, dacă nu reușim să ne schimbăm mentalitatea de a gândi noi ca angajați, să zicem, că până la urmă, într-o fel sau altul, suntem toți și angajatori și angajați, nu vom rezolva nimica. În a doua perspectivă, în Danemarca, de exemplu, că acum având copii acolo, aflu informații, nici o firmă, deci nu are voie să dea la angajați direct salariile. Salariile se duc la fisc, de acolo fiscul și acei 33-35% cât, mă rog, are acolo cu deduce, cu tot ce trebuie, și doar fiscul plătește salariul la angajați. Serios? N-am știut treaba asta, da? Da. Adică da, cum? Da, statul îți expediază el banii la bancă după ce îi vă mâniște? Da. Deci tu îi dai, da, dacă te găsește. Dacă, de exemplu, tu ai un cont, că n-am, prima oară când te angajezi, da, nu poți să ai cont bancar danez, că se mișcă mai greu. Aha. La principiu ăsta, da, se mișcă mai greu. Dar, în schimb, te presupune, ai un cont Revolut. Da, dau un exemplu, scuze de reclamă. Așa, nu-i problemă. Dar, dacă fiscul te găsește, ei își iau 55% impozit, îți dau contul, îți vor da banii înapoi în firmă, iar firma îți va da ție salariul, doar în aceste condiții. Cei 55% luați ca impozitare, ți dă în luna martie când se închide anul fiscal. Aha, am înțeles. Și aici n-ai cum să le viziți, dar asta e pentru oamenii muncitori. N-ai cum să eviți, inclusiv concediu de odină, ți-l plătește statul, firma plătind către stat în 12 luni de zile banii pe concediu. Dacă, de exemplu, firma a întârziat cu banii tăi pe concediu pe luna în curs, e ca angajată să-ți trimite hârtie acasă și spune, dom'le, vezi că firma ta a uitat să-ți plătească 7 lei aia cât să aveai pe concediu pe luna asta. Și tragi de urechi.
Dar în rest, tu n-ai cum să eviți. Deci n-ai cum să eviți. Știi ce se întâmplă? Noi încercăm să inventăm roata, focul, să inventăm fel de fel. Nu trebuie să le inventăm. Luăm de la alții, gen Danemarca, și aplicăm la noi. Mi-e și frică dacă salariul meu ar pleca înainte la fisc în România și să-mi trimită ei înapoi. Păi, vreau să spun că eu am acolo o cerere de recuperare a unor bani, că îmi datorează statul niște bani. Am cerere înregistrată de un an și jumătate, înțelegi? Și nu, statul nu-mi dă banii mei. Asta vă spun, da. Asta vă spun. Nu mai spun că au un braz de deduceri. Deci nu vreau să vă spun, trei copii în Danemarca, păi te umplea efectiv de deduceri. Deduceri de la căldură, de la primărie, de la... Corect, da. Taxele progresive, să le spunem oamenilor acest lucru, vin cu deduceri. Cota unică te lasă să te gospodărești singur. Da. Noi trebuie să vedem nivelul societății, adică... Da, la ei nu există coșul minim. Nu există coșul minim, este coșul mediu. Da, sistemul... Da, ce scuze. Da. Deci este coșul mediu care este calculat cu o anumită sumă. Suma aia se mulțește cu cei 5-4 membri cât ai în familie și de acolo încep deducele. Întotdeauna primul salariu este cu impozitare mai mare. Dacă ai două salarii, de exemplu, da? Să zicem că tu, ca om, soțul tău câștigă un salariu și tu mai ești un after, un extra job, să zicem, da? Primul salariu cel mai mare se va impozita cu suma cel mai mare, al doilea salariu se va impozita cu 8%. Da. Plus deduceri de transport la servici, 24 de kilometri pe sens, adică întreagă nebunie de genul ăsta, ca să totul se scoată la muncă, nu să-ți plătească fel de fel de ajutoare și de... Dar ca principiu, cea mai bună chestie mi s-a părut bestiala asta cu salariul tot la fisc. Da. Uite, să mă interesez și eu. Bine. Deci n-ai cum. Mulțumesc tare mult. N-ai cum să-i fentez. Ai noștri sunt făcuți din fentă și noi și ei, în mod evident. România e țara tuturor excepțiilor și la un moment dat când pierdem bani sunt dureroase. Îmi spune cineva pe Facebook, să zic, de cota de taxare zero pe care o tot propune USR. Da, chiar intenționam la un moment dat să fac o dezbatere despre asta, doar că USR n-a mai fost la putere și s-a dus și proiectul. Era interesant și merita discutat. Vorbisem cu Claudiu Năsui să vină aici în studio, că el este inițiatorul acestei chestiuni. Poate ar merita la un moment dat ca pe salariu minim să fie taxare zero. Sigur că asta nu mai înseamnă cotă unică. Știți, unul dintre avantaje, sunt și dezavantaje aici, da? Adică oamenii trebuie să plătească taxe. Știți, unul dintre avantaje, când se mărește salariul minim, sunt trași niște indicatori pe la buget în sus, niște coeficienți. De câte ori se mărește salariul minim, statul încasează mai mulți bani și niște angajați de la stat iau și mai mulți bani. Aia e o șmecherie care ar trebui curmată, da? Gelu, salutare, ești la România în direct. Ne uităm la taxe, că să ciorovăiesc oamenii ăștia de la putere pe taxe. Nu știu, problema, după părerea mea, este o problemă sistemică. Eu, nu, Cătălin, n-am văzut încă bugetul României pe ministere, pe costuri, pe număr de personal. O propunere, două secunde, că sunt vreo 3-4 de sistem, după părerea mea. Eu sunt în mediul privat și până acum mediul privat a fost cel cu tot timpul cu biciul pe el. Dom'le, noi plătim taxe și impozite. Pentru taxele pe care le plătim, vrem și noi ceva din partea statului. Deci odată vreau și eu să văd pe fiecare minister care este bugetul și numărul de personal. Doi, terminați cu prostiile astea cu rectificare bugetară, că nicio familie nu-și face rectificare bugetară, trăiește din banii pe care îi are. Și începem. Ăsta a fost primul punct. Al doilea, reforma sistemului bugetar. Deci încă n-am văzut reforma. Deci domnul Năsui, săracul, nu știu cu ce se ocupă, dar numai de partea de economie nu le are. 3. Reforma aparatului administrativ. Și aici vă dau o scurtă sugestie. Fiecare primărie, sunt vreo 5.000, nu? Are undeva spre 19 consilieri locali. Numai de ce trebuie 19 consilieri? De ce nu se pot face 9? Nu-i chiar. Sunt mai mici. Nici nu știu dacă e o medie. 19 sunt în funcție de numărul de locuitori din localitate. Ok. Modo Grosso se va recupera undeva spre, hai să spunem că sunt 4.000 de primării, deci Modo Grosso pe un an de zile se recuperează undeva la 1 miliard de lei. 3 la mână. Dom'le, ia excludeți voi toate excepțiile pentru o categorie, că unul e blond, că unul e brunet. Nu, dom'le, pentru tot aceeași taxă. Care e problema?
Aici e o bună întrebare. De ce trebuie întrebare, să existe reguli diferite pentru fiecare categorie în parte? Nu, domnule, o singură regulă pentru toți. Da, aici știu... Asta se rezolvă și cu pensiile. Știu unde bați. Bați la chestiunea din IT, care este, de fapt, cea mai cunoscută excepție de genul ăsta. Nu la asta bat. Nu la asta bat, Cătălin. Deci avem... fiecare categorie este greu. Dom'le, nimeni nu te obligă să lucrezi de pildă în mediul bugetar, dar în momentul în care ai o singură regulă valabilă pentru toți, atunci dispare și pensiile speciale. Și apropo de pensiile speciale, curtea constituțională în lățimea ei, este obligată să certifice din punere constituțional, nu legal. Adică pentru noi sunt valabile pensiile speciale, dar pentru alții nu mai sunt valabile. Nu, dom'le, nu sunt valabile pentru niciunul. Și eu n-am înțeles un lucru, iarăși, foarte simplu. Dom'le, avem niște un guvern de competenți care ne-a dus în situațiile astea din 1990. O problemă foarte mare. Dom'le, noi votăm și ei fac la fel în fiecare an, dar n-am văzut odată să vină să spună, dom'le, ia să vedem ministerul meu câte angajați a avut la știi început anului, a avut la sfârșitul anului. Pentru că, nu știu, nu mai stau să le judec acum competența. Dar rețeaua clientelară este modul de funcționare a politicii românești. Ori, excepțiile despre care vorbești tu, pe rețea clientelară s-au făcut. Grupuri mari de oameni care au avut acces la putere și care au cerut diverse excepții. Și politica vrea să le păstreze, pentru că grupurile alea mari de oameni răspund la niște comenzi. De fapt, despre asta e vorba. De aia ai și 19 consilieri locali, cum ai spus tu, de aia ai și pensii speciale de nu știu care, ca să poți să lucrezi cu asta. Or, PSD și PNL nu vor să renunțe. O întrebare. Ce primează acum aceste categorii? Nu știu, nu mă refer la una simplă, mă refer la modul global. Aceste categorii primează sau primează România? Sau ca și țară. Tu ești acolo pus ca să conduci pentru niște grupuri. Pentru că dacă ești pus să conduci pentru niște grupuri și anumite interese de grup, ok, atunci să scătească ei alea taxele. Până alea acum, așa a fost. Gelu, mulțumesc acum? Tare mult. Așa a fost până acum. Haideți că tocmai l-am văzut pe domnul Ciolacu la televizor, am mai aruncat una, deci la asta nu m-am gândit și sunt curios să văd cum o argumentează. Zice domnul Ciolacu, scumpirea energiei e speculativă, adică sunt niște băieți deștepți în piață care fac niște șmecherii. Bun, domnul Ciolacu, listă de la NRE, parcă era NRE-ul ăla la dumneavoastră, nu? Parcă de la PSD fusese domnul ăla. Rugați-l pe domnul ăla Chiriță să scoată o listă cu cine sunt, domnule, speculanții. Hai să vedem, că sunt chiar foarte curios. Să-i prezentăm aici la opinia publică. Radu. Aoleu, Radu, ce timp scurt îți dau, îmi pare rău. Trebuie să zici esența, două foarte minute. Foarte pe scurt. Salutare întâi ție și ascultătorilor tăi. Ai menționat două lucruri și anume, la un moment dat, că nivelul de colectare este undeva la 30%. No, cred că ai zis 27, cred. 27. Păi, acest nivel de colectare se referă în principal la mari contribuabili, nu se referă la contribuabili mici. Adică dacă ne uităm la datoriile marilor companii, marilor complexe energetice, marilor operatori din zona petrolieră, numai în 2018 parcă Lukoil avea datorii la stat de peste 100 de milioane de lei, care nu vor fi executați niciodată spre comparație față de mine, care mă încadrez la până în 500 de mii de euro în firma pe care o am și unde la orice întârziere sunt taxat imediat. Statul nu va colecta, nu va pune popriri acestor companii niciodată. Și mai este un aspect tot legat de chestia asta. Nu le va pune popriri niciodată pentru că la rândul său statul are arierate neplătite către aceste companii. Sunt două discuții care se leagă foarte mult una de cealaltă și spuneai că și tu ai bani de luat de la stat înapoi. Până când statul nu-și va achita corect arieratele către marii debitori la bugetul statului, nici nu poate emite pretenția ca acești debitori să achite corect impozitele către stat. Unul la mână. Și doi la mână, diferența care se face între politica fiscală sau colectarea care se face între micii contribuabili și marii contribuabili este o sursă de mare nedreptate care, cumva, în mintea noastră a celor mici, justifică acele mici chichițe contabilicești prin care evită să... Da. Plătească impozitul corect. Că am învățat ceva. Mulțumesc tare mult, Radu. Încheiem astăzi aici.
Vedeți, domnii Căciu, Câțu, Ciolacu, realitatea e un pic mai complexă. Sunt sigur că o cunoașteți și tare mi-e teamă la finalul acestei discuții că tot pe oamenii ăștia mici care muncesc al naibii de mult o să-i împovărați dacă nu vă iese reforma asta fiscală. Onestitatea și echilibrul îl acceptăm. Minciuna mai puțin. Spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.